Hai să începem atunci cu o doamnă, pentru că și ea are emoții. Și Adriana Iannițoaie, de la Endava, voi ați ieșit pe locul 2, așa, n-am vrut să zic, n-am vrut să te înțeleg. Spune-ne, te rog, cum lucrați voi, cum doriți să vă dezvoltați angajații? Mulțumesc pentru întrebare, bănuiesc colegul de la Deutsche Bank. Glumesc. Adriana mă numesc și vă mulțumesc că ați ales să mai rămâne 10 minute alături de mine. Știu că în București 10-15 minute e un timp foarte valoros și că se poate schimba lumea. Eu vin de la Iași, unde timpul are altă conotație. Mai este Cristi cumva de la Maven Hunt, că aș vrea să-l rog să rămână la ușă ca să nu iasă nimeni. Am ales să vă prezint astăzi ce nu facem noi pentru angajații noștri și totuși aleg să rămână în companie. Și nu voi vorbi neapărat despre ce bonusuri, ce proiecte de la stat primim sau niciodată proiectele Endava de angajare nu se leagă de proiectele de la stat. Am ales să vă prezint mai degrabă ce principii stau în spatele programelor noastre de dezvoltare pentru angajați și cum ne-am dezvățat, să zic, de felul, de lucrurile pe care știam, pe care ne bazam, care știam că funcționează și cum am reînvățat sau reînvățăm și în acest moment noi principii pe care să le abordăm în programele noastre de dezvoltare pentru angajați. Și o să pornesc de la Daniel Pink, care spune că în cartea sa Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, spune că există o neconcordanță între ceea ce spune știința și ceea ce se întâmplă în mediul de business. Și acum o să mă refer la un exemplu clasic. De câte ori n-ați auzit în companiile în care lucrați, angajați care spun că păi eu aș munci mai mult sau mai bine dacă aș fi plătit mai bine, inclusiv în IT. Eu cel puțin o dată pe an aud povestea asta. Mai sunt și alți colegi care aud astfel de la București nu se poartă? Auzi, ai crezi? Eu nu-i cred. Sincer. Despre asta o să povestesc în următoarele minute. Ce se întâmplă de fapt în realitate. Daniel Pink face o serie de studii prin 2009, 59 la număr, prin care demonstrează că, de fapt, beneficiile financiare mai curând inhibă decât încurajează rezolvarea de probleme în mod creativ. Ce spune el e că, odată ajuns la o satisfacție financiară propusă, orice beneficiu financiar, de fapt, nu ne motivează pe termenul și nu ne crește performanța. Și el dă un exemplu acolo pe două grupuri de angajați care primesc același task. Primul grup primește un bonus mai mare decât cel de-al doilea pentru a efectua același nivel de performanță și, desigur, ce se constată la sfârșit, surprinzător sau nu, este că primul grup performează semnificativ mai prost decât al doilea, în special când sarcina de serviciu implică efort cognitiv, creativitate în soluții. Și el ajunge la concluzia că, de fapt, cum vă spuneam, aceste beneficii nu ne cresc performanța și mai mult, odată ce ne sunt ignorate abilitățile, experiența, cunoștințele, avem nevoie să fim plătiți mai mult doar ca să rămânem într-o companie. Un exemplu de la care aș vrea să pornesc ca să înțelegeți de ce ne-am dezvățat e clasicul lucru pe care îl învățăm în școală, încă din școală, când business avem nevoie de un plan, că trebuie să urmărim planul, că odată ce avem obiective clare și măsurabile, n-are cum să nu iasă treaba. Și dacă ne referim aici la evaluarea performanței, care de multe ori
tinde să devină mai curând o tortură decât o discuție liberă și relaxată. Pe de o parte că evaluatorul trebuie să pregătească foi, formulare, strânge feedback. Pe de altă parte că evaluatul așteaptă această discuție de cel puțin 6 luni, un an. Chiar se creează de multe ori în discuțiile de felul acesta confuzie, frustrări, demotivare, pentru că există o percepție diferită asupra performanței. Și ce se întâmplă în realitate este că ajungem la un comportament prin care aducem oamenii să se comporte în ideea că muncesc fiindcă trebuie și nu pentru că trebuie să facă lucrurile mai bine. Sau că pot să facă lucrurile mai bine. Toată lumea luptă pentru acel 4 sau 5 de la valoare, că dacă nu promovezi, nu există. Ei bine, Alan Dockrell spune că analfabeții secolului 21 nu vor fi aceia care nu vor ști să citească sau să scrie, ci aceia care nu vor reuși să învețe, să se dezvețe și să reînvețe. Și așa am înțeles noi, de exemplu, în Endava, că viitorul va arăta diferit. Și am ales să ne dezvățăm de ceea ce știam că funcționează, că avem un proces de evaluare a performanței și să regândim puțin viitorul în direcția asta. Și am ales să avem un principiu foarte clar. Trebuie să avem încredere în oameni, că oamenii vor să progreseze în ceea ce fac, în munca lor, iar rolul nostru în resurse umane și nu doar, și a managerilor din companii, este să îi ajutăm să ajungă acolo, la planul lor de carieră. Deci focusul se schimbă puțin dinspre evaluarea performanței, înspre carieră. Învățarea informală este cheia a ceea ce facem în momentul de față și am lansat acest concept de pasitor, de mai departe, prin care, de fapt, toată lumea, deci oricine poate învăța de la oricine, de la un coleg, de la un client, de la un coleg din altă locație, ca și în cazul dumneavoastră, și noi avem o locații diferite, nu doar în țară, cât și în străinătate. Astfel, orice interacțiune devine o oportunitate de învățare reală. Astfel, nu mai avem acel comportament prin care ne luptăm pentru nota maximă la evaluare, ci ne focusăm pe dezvoltarea de abilități și competențe care conduc angajatul înspre rolul pe care își dorește în companie. Astfel vorbim de career development și nu de performance management. Feedback-ul sau, în cazul nostru, suport și provocare, support and challenge, le numim, este dat oricând. Nu sunt neapărat discuțiile acelea lunare, bilunare, 3 luni, la 6 luni, la un an, deci nu mai așteaptă nimeni cu emoție procesul acesta. Și învățarea se face, am ales să o facem mai degrabă în sloturi mici și mai puțin în trainingurile lungi, ore de training lungi, organizate fie în interiorul companiei, fie în afară. Facem foarte multe programe prin care stimulăm creativitatea și susținem inovația și programele acestea, cum vă spuneam, se extind nu doar în interior, deci nu facem doar noi pentru noi, ci foarte mult în comunitatea de IT, prin ceea ce se numește muncă cu universități, cu elevi, ne-am extins și în colaborările cu licee și înțelegem că piața, cel puțin în IT, la cât prinți sunt, se îngustează tot mai mult. Și înțelegem că viitorul va arăta diferit și performanța se va măsura mai curând în felul în care ne vom dezvăța de evaluarea performanței și vom reînvăța să investim mai mult și mai bine în carierele oamenilor, la modul concret. Mulțumesc! Cam astea sunt 3 din cele câteva cărți pe care le-am consultat în momentul în care am făcut noul program pe care îl dezvoltăm în momentul de față. Vă invit să le consultați dacă sunteți interesați și de altă perspectivă decât cea financiară și sunt convinsă că topul acesta, în câțiva ani, va măsura alte lucruri, alte criterii. Mulțumesc încă o dată! Felicitări pentru prezentare! Sunt întrebări! Colegul! Reiterez răspunsul meu. De exemplu, la Iași, îți spun în cazul meu, nu e colega mea din București ajunsă, dar îți spun că planul de creștere a fost stabilit încă de la începutul anului financiar. Și
Avem un target foarte clar până în decembrie. Crede-mă că sunt într-o situație în care trebuie să angajăm 16 oameni până 15 decembrie. Nu e ușor, dar sunt puțini. Pe lângă ce alte provocări au alți colegi din alte companii. Deci nu ne legăm de număr. În momentul de față, pozițiile acestea pentru noi sunt puține, pentru că am angajat pe proiectele care aveam nevoie până acum. Deci nu e de la Deutsche Bank. Este un secret, nu ne spune de unde e, lasă-l prin noi și vedem cum. Mulțumesc încă o dată. Alte întrebări, vă rog? Nu sunt întrebări, mulțumim frumos!